Anii 50, România este bântuită de spectrul colectivizării. Într-un mic sat, câțiva țărani, printre care Năiță Lucian și prietenul lui Pătru cel Scurt, se codesc să-și dea pământurile la stat. Vânătoarea de vulpi, dramă 1980, ecranizare a romanului Niște țărani de Dinu Săraru. Regia Mircea Daniliuc, cu Mitică Popescu, Mircea Diaconu, Valeria Seciu. Filmul românesc este la TVR Internațional.